da? Toată lumea este prezentă. Înainte de a da proiectul organizat, dacă ați fi procesul verbal și spune la voi cine este de acord pentru procesul verbal. Da, nu am ordinea. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venit și cheltuirea Comunei Bucureni pe 1 anul 2023. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 2024. Proiect de hotărâre privind aderarea și participarea Comunei Bucureni de Bacău la parteneriatul constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Corin Lipsului. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării și tehnoredactării strategiei locale cu privire la dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a calorizării și gestionării deșeurilor. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a unor suprafețe de teren identificate și actualizarea lor în urma măsurătorilor cadastrale sistematice teritoriul administrativ al Comunei Bucureni de Bacău. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de acces teren proprietate publică a Comunei Bucureni de Bacău pentru amplasarea unor instalate electrice pentru lucrare extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică SPAU, proprietatea Bucureni, Comuna Bucureni de Bacău. Astea sunt proiectele la ordine de zi. Spune la vot dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Mai am două proiecte suplimentare. 1. Proiect privind aprobarea de către Comuna Bucureni de Bacău a documentației de realizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economice actualizate și a devizului general al obiectului de investiții în societăți de anexele A21 și A22C la normele metodologice pentru investiția, modernizarea infrastructurilor de era comune în Bucureni de Bacău, investiția aprobată pentru finanțare cu Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumerii reprezentând categorie de cheltuieli finanțate de la bugetul acord pentru realizarea obiectivului, 1, 2. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către SC, compania Rompres Servicii SA, de către OAT-ul de membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestionării gestiunii serviciilor de colectare și transportul rețelelor municipale în județul Bacău, numărul 2014. 2019-2015. Cine este pentru? În unanimitate, ordinea de zi este aprobată. Trecem la primul punct. Domnul Alina, pardon. Bună ziua. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2023. Având în vedere prevederile legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale, prevederile articolului 129 aliniatul 1 și aliniatul 4 litera A din nou gen, numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, se propune aprobarea contului de execuție al bugetului venituri și cheltuieli cu următoarele rezultate. Venituri proprii, plan an 2023, 229.060, realizat 296.136,50, un procent de 1,29%. Cote defalcate din impozitul pe venit, plan 151.250, realizat 158.300,73, un procent de 1,05%. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 187.500 în plan și realizat 211.517 lei. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean în plan 186.000, realizat 209.729. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
539.000 și realizat 382.300. Sume de calcate din TVA pentru șumuri, în planul 114.000, realizat 10.000. Subvenții de la bugetul statului pentru acordarea ajutorului de încălzire, în plan 50.000, realizat 49.808. Pe total, venituri la sfârșitul trimestrului 1, în plan 1.911.810, realizat 1.772.785.23, reprezentând un procent de 0.93%. La partea de cheltuieli. Cheltuielile de personal administrație, în plan 481.000, cheltuieli efectiv realizate 378.339. Bunuri și servicii administrație, 157.600 în plan, o cheltuială cu un procent de 0.77%. Cheltuieli de personal protecție civilă și protecție contra incendiilor, în plan 64.000, realizat 51.083. Bunuri și servicii protecție civilă, în plan 8.000, realizat 0. Bunuri și servicii învățământ primar și secundar, 99.100 prevederi bugetare, cheltuieli efective 51.305,25, un procent de 52%. Stimulente pentru copiii cu CES, în plan 17.500, realizat 0. Burse școlare 63.500, realizat 1.292. Cheltuieli de investiții sănătate, în plan 50.000, realizat 0. Cheltuieli de personal pentru asistenții personal pentru persoane cu handicap, în plan 200.000, cheltuieli efectiv 157.528. Indemnizații persoane cu handicap, 145.000, cheltuieli prevăzute, realizat 125.912. Cheltuieli de personal în domeniul asistenței sociale, 48.000 cheltuieli prevăzute în buget, 38.641 cheltuieli realizate. Cheltuieli în domeniul asistenței sociale, bunuri și servicii, 4.000 de lei, 0 cheltuială. Bunuri și servicii alimentare cu apă, 5.500 prevederi bugetare, 3.012,87 cheltuieli. Bunuri și servicii iluminat public, 100.000 cheltuieli prevederi bugetare, 90.105,40 cheltuieli efective. Bunuri și servicii în domeniul dezvoltării comunale, 47.000 prevederi bugetare, 39.160,90. Cheltuieli de investiții în domeniul dezvoltării comunale, 43.000 prevederi bugetare, 22.594 cheltuieli efective. Colectarea, tratarea și deducerea deșeurilor, 60.000 prevederi bugetare, 55.123,93 cheltuieli efectuate. Bunuri și servicii drumuri, 15.000 prevederi bugetare, 7.740 cheltuieli efective. În total, ca un procent, deci în total în plan, la partea de cheltuieli avem un buget de 1.788.700 prevederi și s-au realizat cheltuieli în valoare de 1.164.296,84, un procent de 65%. Mulțumesc! Mulțumim, discuții sau materiale? Deșeul spătiți bine, dar nu vin băieții ăștia să ia deșeul ăsta. Deci e nici așa. Seara ne plăcește. O dat telefon, e plan nouă, ești pe sus, ca motorul. Și vin alți și oameni au strâns. Să programeze, nu? O zici că la noastră din timp. Nu, mai bine. Strică cam des la noi. Așa e, nici tu la timp, eu știu ce faci. Mașinile stau la Vladic. Da, dar cum sunt la noi? Strică și pe urmă, vrei să le crapa toate în două. Da. Spune la văd, cine ești pentru? Nu, nu, cred că nu, 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 având în vedere litratul de aprobare 2014 din prima vreme 2023 a primarului Comunei Universității Bacău, raportul specialitate 2113 din prima vreme 2023 a departamentului de impozite și taxe din cadrul aparatului specialitate al primarului Comunei Universității Bacău, prevederile articolului 499 din legea 227 pe 2015 prin codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, prevederile articolul 140, articolul 154, articolul 196 și articolul 243 din ordonanța de urgență numărul 57 din 2011 privind codul administrativ, precum și prevederea punctului 11, litera N din hotărârea guvernului numărul 1 pe 2016.
deci actualizată, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 227/2015 prin codul fiscal, în baza dispoziției articolul 129 aliniatul 1 și aliniatul 14 și articolul 139 aliniatul 3, litera A și C, și aliniatului 5 din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, propune indexarea cu rata inflației de 13,8% a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale stabilite în baza unei sume în lei la nivelul comunei Ungheni, județul Bacău, pentru anul 2024, conform anexei care face parte din prezentul proiect și vor fi incluse în HCV privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 2024, la momentul potrivit. Mulțumim. Discuții? Având în vedere că puterea de cumpărare a cetățeanului român scade pe zi ce trece și scade de la un an la altul, inflația fiind mai mare decât eu câștigurile, sunt împotriva majorării taxelor și impozitelor. Da, mulțumim, eu știu că este lege, adevăr, data inflației, dar nu e pedigrat, nu e posibil ca nu, să mai fie înmărit. Nu, este dată legii ca până în 30 aprilie în fiecare an trebuie să indexate taxele și impozitele. Da? Rata inflației care este pe anul anterior, care este afișată pe site-ul Ministerului. Da, am văzut și la București odată. Da, peste tot este. Deci pur și simplu nu prea avem putere în chestia asta. Adică deci sunt cazuri la stabilirea taxelor și impozitelor, sunt niște valori care sunt indexate, iar noi putem să fluctuăm între valorile respective. Avem un minim și un maxim. Mai multe atât nu putem face. Da. Da. Atât. Mulțumim. Spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Doi împotrivă. Abține? Doi împotrivă. Trecem la următorul punct. Se apropă denumirea parteneriatului Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutobei, Asociația GAL Colinele Tutobei, parteneriatele ADR, care este susținut prin includerea teritoriului Unității Administrative Teritoriale Comuna Ungureni. Se aprobă reconfirmarea calității de membru a Comunei Ungureni, local Ungureni, la Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutobei, pentru implementarea viitoarei strategii de dezvoltare locală cu implementare prin PNS în perioada 2023-2027. Se aprobă aderarea, susținerea și participarea Comunei Ungureni, județul Bacău, la acordul de parteneriat LIDER, care va implementa viitoarea strategie de dezvoltare locală 2023-2027, finanțată în cadrul planului strategic. Poate Comuna Ungureni nu va adera la un alt plan, la un alt parteneriat, ce va implementa o strategie de dezvoltare locală cu finanțare pe planul strategic 2023-2027. Se desemnează domnul Bibire Vasile, în calitate de primar al Comunei, pentru a face parte din adunarea generală a Asociației Club de Acțiune Locală Colinele Tutobei. Hotărârea de Consiliu Local este valabilă pentru obținerea sprijinului pregătitor pentru selecția și implementarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ungureni vor duce la îndeplinire prevederile prezente. Da? Mulțumim. Discuții? Defin, spune la vot. Cine este pentru? Potrivă? Din Constituția României, articolul 7, alinia 2, din Codul Civil al României, adoptat prin legea numărul 207 din 2009, republicată în lucrările ulterioare,
Regulamentul Consiliului Comunității Europene numărul 1728 din 1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, ordinul numărul 367 din 2011 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor sau autorizațiilor și a modelului de licență autorizații eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, ordinul ANRSC numărul 110 din 2007 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ordonanța de urgență a guvernului numărul 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificările și completările ulterioare, hotărârea de guvern numărul 621 din 2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 101 din 2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicate cu modificările și completările ulterioare propune. Se propune aprobarea elaborării și termenul redactării strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a salubrizării și gestionării deșeurilor. Primarul Comunei Ungureni, Josu Bacău, prin aparatul propriu, va aduce la îndeplinire prevederile privind hotărârii. Prezenta hotărârii va fi comunicată prin grija Secretarului General al Comunei, primarului Comunei Ungureni, compartimentul de specialitate din cadrul primăriei Comunii Ungureni, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Să mergem pe ruta drumul județean 252. Această rută este cu 30 minute mai rapidă decât drumul național. Domnul Vigeni, a să plece. Scuze asupra materialului. Închideți-l. Nu poate. Vreau să știi. Cine este pentru? Da, nu am dat pe și de și la punctul următor, tot domnul Vigeni, proiectul de lucru sunt aprobat de Primarul Comunei Ungureni, având în vedere documentația întocmită de către SCE Helmet SRL cu elementele de identificare a respectivelor zonuri, prevederile legii numărul 7 din 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare, corroborat cu ordinul 700 din 2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și de înscriere în evidențele de cadastru carte funciară cu modificările și completările ulterioare, propune. Se declară bunurile de uz și interes public local și se introducă în domeniul public conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se aprobă întocmirea documentației tehnice în evidențele de cadastru state funciare a unor capete de teren identificate în satul Ungureni, Comuna Ungureni, de Tubacă. Se aprobă întocmirea documentației tehnice în evidențele de cadastru state funciare a unor bunuri identificate pe teritoriul administrativ a satului Ungureni, Comuna Ungureni, de Tubacă, în urma măsurătorilor cadastrale, conform anexei, mai sus menționat. Primarul Comunei Ungureni, precum și membrii Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al Comunei Ungureni, vor lua măsurile cu modificarea și completarea inventarului domeniului public conform articolului 298 din nou UG numărul 57 din 3-7-2019. Prezenta hotărâre este în vigoare la data adusării ei la cunoștință publică în condițiile legii și se comunică prin grijă Secretarului General al Comunei compartimentelor de specialitate potrivit competențelor persoanelor interesate, primarului Comunei Ungureni, precum și instituției prefectului județului Bacău, în vederea verificării legalității. Mulțumesc! Discuții? E fiind? Până la vot, cine este pentru? Manifestații? Trecem la ultimul punct al ordinii de zi. Tot domnul Vici. În conformitate cu prevederile articolul 120 aliniatul 1, articolul 121 aliniatul 1 și aliniatul 2 din Constituția României Republicată, articolul 3, articolul 8, articolul 9 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată de la Strasbourg din 15 octombrie 1985,
ratificată prin legea numărul 199 din 1997, în temeiul dispozițiilor articolului 129, alinia 2, litera C, alinia 6, litera A, articolul 139, alinia 1, alinia 3, litera G și articolul 196, alinia 1, litera A, privind din ordonanța de urgență numărul 57 din 3 iulie 2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, propune aprobarea constituirii dreptului de acces asupra terenului proprietate publică a Comunei Ungureni de Bacău, în vederea amplasării de către Delgazuri, ESA, prin SC Electro Univers, ESA, a instalațiilor electrice pentru lucrarea, extindere rețea electrică pentru alimentare pe energie electrică, SPAU, localitatea Ungureni, Comuna Ungureni de Bacău. Terenul este situat în escavelarul Comunei Ungureni de Bacău și face parte din domeniul public al Comunei Ungureni de Bacău, conform HL numărul 18 din 30.04.2020, privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Ungureni de Bacău unor bunuri imobile, respectiv completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniul public al Comunei Ungureni. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul Comunei Ungureni, Institutului Prefectului de Județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Discuții? Sunt la auzi, țineți pentru? Unanimitate. Aprobat. Trecem la următoarele două puncte instrumentare. Primul punct. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții, modernizare, infrastructură, rutieră în Comuna Ungureni, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, prin ordine al Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, întocmit de SC Interproiect SRL, investiții derulată prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții, modernizare, infrastructură, rutieră în Comuna Ungureni, județul Bacău, conform anexei la prezenta hotărâre. Se aprobă devizul general actualizat, aferent obiectivului de investiții, modernizare, infrastructură, rutieră în Comuna Ungureni, conform anexei numărul 2. Se aprobă cheltuielile finanțate de la bugetul local în valoare de 3.393.738,24 de lei cu TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederilor articolului 4 alineatul 6, din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Salini. Reprezentantul legal al investiției este domnul Vibere Vasile, primarul Comunei Ungureni. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Ungureni prin compartimentele de specialitate. Acum, să vă citesc caracteristicile principale ale indicatorilor tehnico-economice. Este faza DALI. Valoarea totală a investiției în lei, inclusiv cu TVA, este de 10.876.760,13 lei, din care ce plus ME este 9.661.764,15 lei. Cheltuielile eligibile, finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, 7.483.021,89 de lei, iar valoarea finanțată de OAT este 3.393.738,24 de lei. Mulțumim. Discuții? Domnul Dobrice? Da. Asta, proiectul ăsta cred că este de durată, nu? Va dura până când se... Da, până proiectul. Da, eu voiam să zic altceva, dacă se mai poate face ceva, eu știu, la infrastructura rutieră din zona noastră, în special în satul Botești, cum face stânga la Gămani, îi deja numai găuri, numai așa, domnice da, să mă bag, piatră ceva. Da, proiectul de hotărâri discutat, acum aveți ceva cu grea și domnul Iubilis. Nu, la proiectul de hotărâri știu că va fi de durată și asta. Domnul Iubilis. Nu am înțeles amplasamentul lucrării. Imediat. Amplasamentul este în satele Botești, Bibirești și Ungure. Asta înseamnă balastări? Nu. Nu, nu, nu. E vorba de proiectul de infrastructură rutieră, pentru asfaltare. Am înțeles asta. Pe la tine nu sunt. Până la voi, cine este pentru? În anumitate. Ultimul punct al ordinii de zi, domnul Vici.
având în vedere ca Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile contractului de finanțare numărul 13.103.1826 din 19.04.2011, iar între Ministerul Mediului, Pădurilor și Consiliul Județean Bacău, adresa RomPres numărul 4.439 din 22.12.2022, înregistrată la sediul ADIS cu numărul 3.968 din 27.12.2022, privind depunerea documentelor necesare modificării ajustării de tarife în realizarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Salubrizare numărul 180-2957 din 6.05.2015, adresa ADIS Bacău numărul 630 din 7.02.2020 privind convocarea la sediul ADIS Bacău pentru clarificarea unor aspecte care rezultă din documentele depuse, procesul verbal încheiat în urma discuțiilor purtate în data de 6.02.2020, înregistrat la sediul ADIS Bacău cu numărul 783 din 6.02.2020, având număr de înregistrare RomPres 381 din 6.02.2020, adresa ADIS Bacău, numărul 1057 din 9.03.2023, privind completarea cererii de majorare tarife, prevederile articolul 28, alinia 10, 11 și 12, articolul 28, alinia 2, alinia 4, litera B, din legea 101 din 2006, din legea Serviciului de Salubrizare a Localităților, termen care a fost depășit la data de 15.03.2023, decizia Consiliului Director a ADIS Bacău numărul 8 din 27.03.2023 privind analizarea și respingerea cererii de modificare ajustare a tarifelor propuse de către SC Compania RomPres Service S.A. propune respingerea cererii de modificare ajustare și aplicarea de către SC Compania RomPres Service S.A. a tarifelor propuse. Se împuternicește domnul Cridou Ion, având calitate de reprezentant al Comunei Ungureni, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și articolul 2 din prezenta hotărâre, în adunarea generală a Asociației ADIS Bacău. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la articolul 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Mai înțeles în orice ce se respinge, cum? Asta de la RomPres au propus probabil o majorare a prețurilor, exagerat. Și păi ei propun și la servicii la toți membrii din asociații trebuie să fim de acord cu respingerea propunerii lor. Deci ei propun mărirea taxelor, dar când e vorba de servicii, să strică mașina sau, nu-i vremea favorabilă și știți foarte bine că atunci când e vremea urâtă, când plouă, mutești pe răspunsul respectiv. Trebuie să trebuie documentat populația cu bere pentru selectiv care nu au făcut-o. Spune la vot, cine este pentru?